Salut! Eu sunt Teddy și bine v-am găsit la cel mai complex vlog al meu. Astăzi te voi învăța cum să fii vlogger. Da, știu, probabil te întreb, bă, cum p***a mea mă învață ăsta pe mine să fiu vlogger când n-auzi nici p***a de el, e într-un colț izolat, într-o gaură neagră a YouTube-ului, are 100 de abonați și ea e inactiv și el vine să mă învețe pe mine, domne, cum să fiu mare influencer. Da, așa e, ai perfectă dreptate, însă de aici derivă prima parte a videoclipului. Apropo, am uitat să vă zic că acest videoclip va fi structurat în 4 părți sau capitole sau cum vreți voi să le numiți pentru a fi cât mai ordonat și pentru a nu vă face o ciorbă în cap. Mă aveți exemplu chiar pe mine. Nu se uită nici la mine, am 3-4 like-uri din 100 de abonați și totuși eu continui să încerc ca prostul în 5 zile întregi la un vlog încercând să-l fac cât de calitativ pot. Uite, de exemplu, vlogul ăsta. O zi mi-a luat să fac scenariu, o zi filmările și o zi, două, poate chiar mai mult editare. Deci vreo 4-5 zile lucrez intens la vlogul ăsta. Și crede-mă că după 6 ore de ore online, în care stai timp de 6 ore cu ochii în calculator, nu este chiar așa drăguț să mai stai încă dublu sau chiar mai mult ca să editezi. Și după 12-13 ore în care te ridici de la calculator, vei simți o durere groaznică de cap, o să amețești și o să te pui să te culci pentru că te simți extenuat și nu mai ești stare de nimic. Și nu se uită nici la mine, nu fac bani din YouTube, pentru a face bani din YouTube trebuie să ai 1000 de abonați și 4000 de vizionări pe canal. Cifre care par imense, gigantice la cifrele pe care le am eu acum. Atunci de ce? De ce fac asta? De ce continui să muncesc atât de mult? Răspunsul este simplu. Pentru că îmi place. Îmi place ceea ce fac, îmi place să filmez, îmi place să editez, îmi place să-mi fac vlogurile cât de calitative pot și să-mi trec limitele. Pe mine nu mă interesează să fiu în competiție cu vlogul X sau Y. Cea mai bună competiție este între tu și tine și ascultați ce vă spun, pentru că vă spun asta din propria experiență și nu mă refer neapărat la vlogging aici. Pentru că noi românii avem spiritul ăsta de competiție, să fiu mai bun decât X, nu să fiu mai bun că așa vreau eu pentru mine, ci doar să arăt lui X că sunt mai bun decât el. Și gândirea asta ne este imprimată în cap de când suntem mici, pentru că sistemul de învățământ din România așa este structurat, la modul să fiu mai bun decât colegii mei, ceea ce este foarte greșit din punctul meu de vedere, dar nu vreau să intru în subiectul ăsta. V-am mai zis eu talentul meu. Mamă, eu am un talent să te gaiz de la subiect. Mi s-a întâmplat foarte des să vorbesc în momentul de față despre ceva și peste 5 secunde să vorbesc despre total altceva. Sper că nu sunt nebun sau am vreo boală ceva. Și nu faceți ca mine, nu stați atât de mult în fața calculatorului. Am realizat și eu că nu e ok așa, cum să-mi schimb și eu programul, însă nu asta am vrut să evidențiez. Ceea ce am vrut eu să evidențiez este că trebuie obligatoriu să-ți placă ca să faci asta, pentru că cifrele vor veni de la sine. Și ne întoarcem iar la situația mea. Astăzi suntem în 5 decembrie. Să zicem că pe 5 decembrie 2021 eu nu o să cresc deloc și o să rămân la fix aceleași cifre pe care le am acum. Eu o să continui să fac treaba asta pentru că nu o fac pentru cifre sau bani și este imposibil să nu vină și cifrele dacă tu faci chestia asta din pasiune, pentru că un lucru făcut de pasiune este un lucru de calitate. Ceea ce vreau eu să spun este că dacă faci treaba asta doar pentru bani sau faimă, lasă-te. Nu o să reușești niciodată. Și nu găsi scuza că tu ai pasiune să faci lucrul ăsta, dar vezi, Doamne, nu poți să o faci pentru că n-ai aparatură. Și așa trecem la partea a doua acestui videoclip. Ai un telefon care filmează 720p și un calculator sau un laptop care să-ți ducă Minecraft, ai tot ce trebuie. Exact chestiile astea le am și eu și mă descurc de minuni. Singurul lucru care l-am cumpărat special pentru YouTube a fost acel webcam cu care a fost filmat vlogul ăsta și pentru că avea un microfon super, super prost, am folosit microfonul telefonului pentru că este destul de decent. Dar l-am luat doar pentru că am vrut eu, adică eu mă descurcam la fel de bine și fără. Prima oară am vrut să-mi iau un trepied pentru telefon pentru că nu mai filma de jos și apoi m-am gândit, bă, dar nu mai bine mi-au eu un webcam pentru că pot să-l folosesc în mai multe situații și chiar nu știi când ai nevoie. Și acum cu școala asta online chiar îmi este de folos. Însă mai zic încă o dată, l-am luat doar pentru că am vrut eu, pentru că puteam la fel de bine să pun niște cutii de Adidas sau ceva și să pun telefonul peste și era aceeași chestie, deci poți, dacă ai pasiune pentru așa ceva, chiar nu există scuze. Nu te poate opri nimic, crede-mă. Singurul lucru în care trebuie să investești este un program de editare, însă există și alte metode să-l iei. Chiar dacă nu susțin chestia asta, eu oricum de înțeles, pentru că la început poate părinții tăi nu sunt de acord să dea o sumă destul de mare pe un abonament lunar, pentru că nu au garanția că tu o să reușești și există posibilitatea să fie o investiție pierdută. Și așa trecem la partea a treia a videoclipului.
Recomandat Adobe Premiere Pro fiind pe departe cel mai bun de pe piață, de aceea este folosit și de mai toți vloggerii care se află în vârful comunității de YouTube din România. Știți cu toții la cine mă refer. De asemenea, fiind un program foarte complex, este și un program destul de complicat, având destul de multe funcții și când o să intri prima oară în el și o să vezi toate butoanele alea pe acolo, o să te speri. Dar foarte important este să o iei pas cu pas. De exemplu, astăzi înveți să faci un cut, mâine cum să pui o melodie de fundal și o să ajungi să știi unele dintre cele mai grele efecte speciale. Totul se face cu răbdare. Gândirea multor vloggeri la început de drum este să meargă pe un program mai mic de editare, cu foarte puține funcții, practic cu strictul necesar, să poată să facă un cut, să pună o melodie de fundal și aia e. Însă pe parcurs, după ce vor crește puțin, vor realiza că vor ceva mai mult și acel program nu le poate oferi ce vor ei, așa că vor trece la un alt program mai bun și mai complex. De exemplu, tu editezi un an Sony Vegas. Știi programul, l-ai învățat, știi de ce în stare, practic îl știi pe de rost într-un an de zile. Vei realiza la un moment dat că vrei să faci ceva mai mult, iar acel program are o limită, nu poate să-ți ofere mai mult. Atunci ce faci? Exact, o să treci la Premiere Pro și după ce ai stat luni bune să înveți Sony Vegas, vei sta luni bune să înveți Premiere Pro. Bine, eu am dat doar un exemplu aici cu Sony Vegas, poate să fie orice alt program de editare în locul lui. Așa că nu mai bine înveți tu de la început Premiere Pro, chiar dacă o să-ți ia puțin mai mult, dar odată ce l-ai învățat nu va mai trebui să faci un upgrade. Pentru că Premiere Pro știe să le facă pe toate. Tu trebuie să știi să lucrezi cu el, că el știe să le facă pe toate, chiar dacă și el câteodată are anumite bug-uri, anumite glitch-uri, care câteodată te disperă, știu din propria experiență, însă crede-mă, e cel mai bun de pe piață. Ok, bun, să zicem că ai un telefon care să filmezi, ai un calculator cu care să editezi, ai program de editare, respectiv Premiere Pro, dar nu știi să editezi. Ei bine, după clipul ăsta vei ști să editezi. Vă voi arăta super basic-urile în Premiere Pro pentru că e la fel ca la matematică. Se leagă, nu vei ști să faci adunări dacă nu știi cifrele. Exact aceeași chestie se întâmplă și aici. Dacă nu o să știi să faci lucrurile pe care eu o să ți le arăt acum, care practic sunt lucruri de bază pe care se bazează un vlog, că de-aia sunt lucruri de bază, nu vei ști să faci mai nimic în Premiere Pro. Primul lucru care vă va apărea când deschideți Premiere Pro este acest meniu. Noi o să-i dăm pe New Project pentru că vrem să începem un proiect de la zero. Dar dacă vrem să continuăm un proiect, să zicem că am editat azi la un vlog și nu am terminat și mai vreau să edităm și mâine sau în orice altă zi, avem aici toate proiectele care le-am început eu. Din păcate eu o să trebuiască să le blurez pentru că majoritatea dintre ele vor apărea în viitor pe YouTube pentru că sunt în lucru. Deci bun, îi dăm pe New Project pentru că vrem să începem un proiect de la zero. Primul lucru care trebuie să-l facem este să adăugăm un titlu proiectului nostru, nu știu, eu să adaug un titlu SSS, ok, deci avem proiectul SSS. După aia trebuie să ne alegem locația unde să ni se salveze proiectul. Eu am un document, puteți să alegeți orice locație vreți voi. Eu vă recomand să vă salvați toate proiectele în același loc sau în același folder, pentru că dacă le veți salva aleatoriu, pe urmă când vă va trebui un videoclip, sau nu știu, vrei să ștergeți un videoclip, va fi foarte greu să le găsiți. Și următoarele chestii de aici, vă recomand să le lăsați stop, cum va apar ele, pentru că ele sunt optimizate în funcție de calculatorul vostru. Singurul lucru care puteți să-l faceți este să dați aici, să dați pe Mercury Playback Engine GPU Acceleration, dacă aveți un PC bunicel și vreți să vi se randeze mai repede, pentru că stop mi se pare că va apare Mercury Playback Engine Software Only. Bun, și îi dăm OK și ne va apărea această suprafață. Prima oară o să vi se pare destul de complicată, mai ales dacă nu ați mai lucrat cu un program de editare până acum, pentru că suprafețele sunt destul de asemănătoare în toate programele de editare, însă diferența o fac funcțiile și calitatea funcțiilor, dar credeți-mă că în câteva zile o să vă familiarizați și o să vi se pară destul de ușor. Bun, primul lucru care trebuie să-l facem este să ne adăugăm videoclipul pe care vrem să-l edităm în programul de editare. Cum facem asta? Foarte simplu, vedeți că în stânga jos avem aici un dreptunghi în care scrie Import Media to Start. Dați dublu click pe el sau dați click dreapta și Import și vă adăugați videoclipul din calculator pe care vreți să îl editați. Eu am videoclipul ăsta pe care l-am pregătit ca material de lucru și putem observa că videoclipul ne-a apărut aici. De asemenea, vedeți că mie îmi apare aici înscris, vouă s-ar putea să vi se apară într-un pătrat, în formă de poză, asta se schimbă foarte ușor, dacă apăsați pe Icon View o să vi se apară în formă de poză, iar dacă apăsați pe List View o să vi se apară în formă de scris. Eu l-am setat în formă de scris. De asemenea, un lucru care vă recomand să-l faceți este să dați click dreapta pe el și să dați rename și să îl denumiți cumva familiar, încât să vă dați seama ce reprezintă acel videoclip. Nu știu, videoclipul ăsta zicem că o să-l numesc test, da?
Pentru că dacă veți lucra cu mai multe filmări și nu o să le puneți un titlu, o să vă încurcați în ele. Așa că cel mai bine este să le puneți un titlu dacă lucrați pe list view. Sau puteți foarte bine să dați pe icon view, însă o să aveți mult mai puțin spațiu. De asemenea, lucrurile se pot modifica. De exemplu, dacă eu vreau ca căsuța asta să o fac mai mare, pot să trag de aici și să o fac mai mare. Recomandat este ca timeline-ul să fie cât mai mare posibil, pentru că aici veți lucra și aveți nevoie de un spațiu destul de mare de desfășurare. Bun, avem videoclipul aici, acum trebuie să îl băgăm în timeline, pur și simplu tragem cu mouse-ul de aici și îl băgăm în timeline. Și acum, după cum putem observa, avem videoclipul aici, dacă îi dau play. Uitați, ne apare videoclipul, din păcate nu o să avem sunet pentru că copyright, dar nu o să fie asta o problemă pentru că nu avem nevoie de sunet. Bun, primul lucru și cel mai important lucru după părerea mea pe care o să vi-l arăt o să fie cum să faceți un cut, adică cum să tăiați videoclipul, pentru că într-un vlog veți avea nevoie de foarte multe cut-uri, practic un vlog este format din cut-uri, pentru că nu ai cum să fii coerent 15-20 de minute, 25 de minute cât vorbești tu acolo, așa că vei tăia și vei lăsa doar părțile reușite cum fac și eu, cum fac și mai toți vloggeri. Bun, pentru a tăia videoclipul, vedeți aici că avem niște tool-uri, să le numesc așa, niște butoane, mai pe românește. După cum puteți observa, toate butoanele astea au în paranteză o literă care reprezintă tasta pe care să le activăm pentru a nu trebui mereu să ne ducem cu cursorul, scuzați cacofonia. Bun, selectăm Razor tool-ul, de asemenea îl putem selecta și de pe tasta C. Bun, deci să zicem că eu vreau să tai partea asta a videoclipului de aici, de unde țin eu Razor tool-ul până la final. Pur și simplu dăm click cu Razor tool-ul și apăsăm tasta V sau ne ducem aici și dăm această săgeată pentru a selecta videoclipul, pentru că acum, după cum puteți vedea, noi am împărțit videoclipul în două părți. Vedeți? Asta este o parte și asta este cealaltă parte care este mult mai mare. Și dacă vreau să tai partea asta pe care am selectat cu Razor tool-ul, pur și simplu o selectez dând click stânga pe ea cu săgeata și apăs backspace pe tastatură și după cum putem observa, dacă ne ducem aici, o să fie lipsă această parte a videoclipului. 2 secunde. Uitați. Bun, am lămurit treaba asta, însă cum facem dacă vrem să tăiem din mijlocul videoclipului? În primul rând, dacă vrem să tăiem un vlog, vedeți că jos avem un cursor, da? Dacă tragem de acest cursor în stânga, videoclipul ni se va mări în timeline și va arăta mai detaliat. Bun, și eu dau play la videoclip și să zic că eu vreau să tai partea asta. Uite, eu de aici, de unde am pus pauză, vreau să tai. Selectez Razor tool-ul, cum am spus. Puteți să vă duceți cu săgeata sau să apăsați tasta C pe tastatură. Până o să vă obișnuiți cu tasta C, o să vă duceți aici, ca așa am făcut și eu la început. Și apăsăm frumos în partea unde vrem să începem să tăiem videoclipul. Îi dăm play la videoclip și vedem până unde vrem să-l tăiem. Deci eu vreau să-l tai de aici, de unde am dat click cu Razor tool-ul, până aici. Dau și aici click cu Razor tool-ul și dacă dăm cursorul la o parte, vom observa că acest videoclip s-a împărțit, iar partea asta vrem noi să o tăiem. Foarte simplu, dăm click pe ea și dăm delete sau o altă modalitate în care putem să facem un cut, să necesită mai mult timp, este să dăm click dreapta pe videoclipul selectat și să dăm cut. Și observăm că dacă ne ducem cursorul aici, videoclipul s-a tăiat. Bun, videoclipul s-a tăiat, însă ne apare o parte neagră care vrem să o facem să dispară, pentru că dacă îi dau play, uitați, apare o parte neagră care practic ține locul cut-ului nostru și după aceea începe iar videoclipul. Pentru a scăpa de această parte neagră, dăm click pe videoclip și îl unim cu cealaltă parte rămasă din videoclip. Și acum, după cum puteți observa, videoclipul se va mișca fluent, vedeți, fără a apărea o parte neagră în mijlocul lui. Bun, al doilea lucru pe care vreau să vi-l arăt este cum să adăugați o melodie de fundal, o muzică în vlogul vostru. Din păcate, noi nu o vom auzi pentru că, cum am zis, copyright, însă trebuie să ne ducem aici din nou la import, la căsuța unde dăm import, dăm dublu click sau click dreapta și ne selectăm o muzică din calculator. Există o grămadă de programe pe YouTube care convertesc muzica din video în audio și ne ducem frumos în folder unde avem muzică. Eu am un folder destinat YouTube-ului, ceea ce vă recomand și vouă să faceți, pentru că dacă am nevoie de ceva într-un videoclip, vedeți că aici am tot ce îmi trebuie și nu va trebui să caut prin calculator. Bun, deci să zicem că eu vreau să adaug o muzică, habar n-am, uite, o să adaug
O să adaug această muzică Lady Inspire, da? Care este o muzică chill, o muzică care o folosesc eu de obicei de fundal la vloguri. Bun, dăm dublu click pe ea ca să o importăm și vedem că aici avem melodia. O tragem în timeline, cum am făcut și cu videoclipul, și după cum puteți observa, vedem aici muzica noastră care este sub videoclip, melodia noastră. Dar, cum am zis, nu o putem auzi din cauza copyright-ului. Dar, chiar dacă noi nu auzim, melodia asta este dată foarte, foarte tare și se va auzi peste vocea noastră. Așa că trebuie să o dăm aici. Dăm click dreapta pe ea, dăm la Audio Gain și aici selectăm Set Gain To. Iar eu de obicei o dau la minus 35, însă dacă este o muzică mai înceată, puteți o da și la minus 25. Depinde acum cam de cât de tare se aude vocea voastră. De asemenea, dacă vlogul este mai mare decât melodia, ceea ce foarte probabil, putem să o adăugăm de câte ori vrem noi. Puteți observa că putem să o adăugăm la nesfârșit. Și dacă mărim asta, vedem că chiar a depășit. Următorul lucru care este din nou foarte important, o să vă arăt cum să dați zoom la videoclip. În primul rând, selectați partea la care vreți să dați zoom videoclipului și asta facem tot cu Razer Tool-ul, pentru că zice că eu vreau să dau zoom la videoclip de aici până aici. Ok, deci de aici până aici eu vreau să dau zoom la videoclip. Apăsăm pe asta vârstă, să mergem la săgeată și o selectăm. Deci partea asta eu vreau să o am zoom. Foarte simplu, ne ducem aici sus, în stânga sus, la Effect Controls. Dacă nu va apare Effect Control Stock aici, o să vă duceți pe această săgeată și vedeți că aveți aici Effect Control și selectat. Bun, ne ducem cu cursorul pe partea care vrem să aibă zoom și aici vedeți că avem Scale. Ne ducem cu săgeata și tragem în dreapta cu mouse-ul și puteți observa că se mărește imaginea. Și nu știu, să zicem că vreau zoom atât să am, ok? Dacă ne ducem înapoi și îi dau play la videoclip, vom vedea zoom-ul. Ok, am făcut zoom, dar să zic că eu vreau să nu fac un zoom așa brusc, cum a fost asta. Asta a fost zoom brusc, vezi, dintr-o dată s-a făcut zoom. Vreau să fac un zoom treptat, cum fac telefoanele sau camerele de filmat. Facem același lucru, selectăm partea care vrem să fie dată pe zoom, uite, de exemplu, de aici până aici vreau să fie zoom. O selectăm, apăsăm vârsta, mergem la săgeată și vom face același lucru. Și după cum puteți observa, partea selectată din videoclip ne apare și aici sus în stânga și o dăm de la început și apăsăm pe acest ceas sau ce-o fie el de la scale și vedem că ni s-a format aici un frame rate. Să zicem că partea noastră care vrem să fie dată pe zoom va porni de la dimensiunea ei normală și vom da ușor cursorul în dreapta. Și acum vom mări puțin imaginea. Nu mult, foarte puțin, o să o mărim de la 100, o să-i dăm, nu știu, la 117. Bun. Și vedem că s-a mărit puțin. Acum din nou ne ducem cu cursorul în partea dreaptă și mai mărim încă puțin imaginea. Și tot așa, și cum puteți observa, aici o să ne apară niște puncte. Și dăm tot așa, hai să o facem și noi mai rapid. Mărim tot mai mult până unde vrem să mărim. Să zicem că eu mă duc acum la final și mai vreau să măresc până aici, ok? Bun, dacă dăm videoclipul de la început, vom vedea cum se mărește treptat. Uitați! Ceea ce este un zoom mult mai mișto decât zoomul propriu zis. Cam asta am vrut să vă arăt, bine, eu am vrut să vă arăt mult mai multe, însă timpul nu ne-a permis. Probabil o să fac un vlog special, numai cu editare, care să fie mult, mult mai detaliat și să înțelegeți mult mai bine. Sper că ați înțeles bazele, oricum există o grămadă de canale pe YouTube care vă arată cam tot ce vă interesează pas cu pas. Recomand Adobe InnoMinit, veți avea linkul în descriere, dați o geană pe acolo, pentru că tipul ăla chiar se pricepe și cam tot ce știu eu să fac am învățat de la tipul ăla. Tipul face niște videoclipuri super, super scurte și la obiect, deci uitați-vă acolo pentru că o să merite. Faza e că eu filmez din fața geamului, adică geamul este fix aici, pentru că am vrut să filmez cu lumina naturală, însă până mi-am pregătit toate alea pentru vlog, până am făcut teste să văd dacă se vede bine și așa mai departe, s-a întunecat și în blocul de pe partea cealaltă este o tipă la balcon care se uită la mine de când am început să filmez. Uite, acum mă uit și eu la ea și se face că nu se mai uită la mine. Și cred că zice că sunt nebun, pentru că mă vede că vorbesc și că gesticulez pe aici așa și cred că zice că am probleme sau ceva.
Nu încerca să reciclezi vloguri de la vloggerii mai mari pe care îi urmărești doar pentru că le-ai oprins. Încearcă să fii original. Să zicem că ți-e îți place să te uiți la filme. Printre contentul tău, mai recoare și un review la un film. Pentru că nu sunt foarte mulți creatori de conținut care fac asta în România. Sau să zicem că îți place să te joci. Printre contentul tău, mai recoare și un review la un joc pe care l-ai jucat. Pentru că sunt foarte mulți gamer în România. Dar nu mulți fac review-uri după ce termină un joc. Sau orice pasiune ai tu și nu este întâlnită foarte des pe YouTube în România. Sau orice pasiune ai tu și nu este întâlnită prea des în România. Nu zici să faci tot contentul despre asta, dar prin contentul mai strecoare și un vlog despre pasiunile tale. Pentru că la un vlog despre o pasiune de-a ta, vei lucra cu mai mult entuziasm decât la un vlog care nu-ți face atât de multă plăcere să-l faci, dar îl faci doar pentru că prinde. De asemenea, poți să te inspiri. Am zis să nu copiezi, dar poți să te inspiri. De exemplu, ia o idee de la un vlogger pe care îl urmărești tu și ia alte idee de la alt vlogger pe care îl urmărești tu și unește-le într-un vlog de al tău. Încearcă să fii cât de original poți și să spui creierul la contribuție. Pentru că, dau doar un exemplu, dacă un vlogger cu 1 milion de abonați face smash or pass și tu faci smash or pass, normal că lumea o să se uite la cel cu 1 milion de abonați, pentru că în primul rând îl știu și în al doilea rând are o calitate mult mai bună. YouTube-ul românesc a ajuns la o evoluție și calitate destul de mare și asta se reflectă prin numărul de abonați. Dacă acum 4-5 ani cel mai mare YouTuber din România avea 200-300-400 de mii de abonați, e bine, acum cel mai mare YouTuber care se întâmplă să fie și vlogger are aproape 3 milioane de abonați, ceea ce este o evoluție uriașă. De aceea zic că dacă vrei să crești cât de cât rapid pe YouTube, trebuie să fii cât de original poți. Nu mai poți să reciclezi idei pe care le fac toți vloggerii sau pe care mai grav le făceau acum 2, 3, 4 ani. Și aici încheiem acest vlog. Se spune că începutul e cel mai greu, așa că pe asta m-am axat și eu cred că am acoperit cam tot ce mi-am propus. Dacă ți-a fost de ajutor acest vlog, dă un share, pentru că probabil și altor oameni le va fi de ajutor, așa că nu fi egoist. Și un like ca să ajungă clipul la recomandate pentru a ajuta cât mai multă lume. O să fac tot posibilul ca în clipul ăsta să nu mai o monetizare, chiar dacă eu nu iau bani din YouTube. Dacă e demonetizat, YouTube-ul îți bagă videoclipul într-o gaură și îl izolează de toată platforma YouTube conform noilor reguli, pentru că la celelalte vloguri am luat toate de monetizare. Chiar nu știu de ce asta, o să trebuiască să-mi răspundă YouTube. Și încă ceva, știu că vlogul ăsta apare după o pauză destul de mare și nu m-am ținut de promisiune, pentru că în vlogul trecut am zis că voi posta la cel mult o săptămână, însă a fost o săptămână mai grea, știți, se apropie vacanța de iarnă și profesorilor le trebuie note, așa că ne-a pus să facem o grămadă de proiecte și chestii și am fost destul de ocupat. V-am lăsat, rămâneți cu bine. Crăciun fericit, pentru că nu știu când o să apară vlogul ăsta. Pa, pa!